Peste 160 de participanți au luat parte la adunarea generală a avocaților din Maramureș, care s-a desfășurat la Șuior. În cadrul evenimentului au fost prezenți și invitați din Ucraina și Republica Moldova. Consulul României la Solotvino, Florin Pârvu, a subliniat importanța faptului că numeroși avocați din Maramureș au acordat consultanță juridică refugiaților din statul vecin afectat de război, dar și diverse ajutoare umanitare. Este prima care o facem în condiții normale, să spun așa, după 2 ani de zile de restricții. Sunt bucuros că astăzi mă pot întâlni cu colegii mei și putem să prezentăm un bilanț al celor întâmplate în ultimul an. De asemenea, sunt bucuros că alături de mine am foarte mulți prieteni, confrați. La adunarea generală a avocaților din Baroul Maramureș a fost prezent și Traian Birciu, președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România. Acesta a mărturisit că Maramureș joacă un rol cheie în momentul de față în sprijinul acordat Ucrainei alături de Baroul din Suceava. Avocații din cele două județe au fost în prima linie în acordarea de sprijin cetățenilor ucrainieni afectați de război. Domnul decan Andrei Cuț, împreună cu o delegație din Maramureș, s-a deplasat de mai multe ori către noi. Au fost transferate ajutoare umanitare consistente, atât alimente de primă necesitate, produse de igienă pentru copii. Iată că, printr-o colaborare foarte bună cu autoritățile locale și cu Consulatul României la Solotvino, au fost aduse și două autoturisme de teren pentru a fi folosite acolo unde este nevoie. În cadrul adunării generale a fost făcut și un bilanț al activității avocaților din Baroul Maramureș și au fost trase o serie de concluzii. De asemenea, au fost stabilite noi obiective pentru perioada următoare, dar s-a discutat și despre pregătirile pentru congresul ce urmează.